25 aprilie am sădit în grădină răsadurile de roșii, de tomate. Am pus două tipuri de tomate. Tomate inimă de bou și un alt soi mare și zemos. Acum așteptăm să producă rodul. 26 mai, să vedem cum arată roșiile. Am preparat piatra vânătă formată din lapte de var și sulfat de cupru pentru o concentrație potrivită la 10 litri de apă. Am folosit 3 linguri pline cu vârf de sulfat de cupru și 6 linguri de var stins praf. Am dizolvat cele două substanțe și le-am combinat. Acum le voi pune în pompă și voi stropi cu ele roșiile și vița de vie. De iunie, așa arată
roșiile după stropire cu piatră vânătă. Am terminat de cosit în grădină iarba. Am să o strâng acum și o voi duce printre rândurile de roșii. De ce mulcesc cu iarba în roșii? Pentru că a început să crească burianul. Și uitați cum arată. Rodeșile sunt mari. Au circa un metru înălțime. Și nu mai vreau să intru cu sapa între ele, pentru că le pot rupe. Și de aceea pun un strat gros, un covor de 5 cm grosime de iarbă cosită, care, prin descompunere, va asigura necesarul de nutrienți, în special azot. Prin procesul de încălzire va sufoca burienile și, în același timp, va păstra pământul umezit. Urmează o perioadă de secetă. Așa că voi pune în continuare la roșioare un strat de iarbă. Ele au legat frumos, au înflorit, au dezvoltat și frățișoare. Au început să apară legăturile, cum se spune. Aici sunt unele mai frumoase. Așa că, în continuare, mă duc la treabă. Am terminat de pus iarba printre roșii. Am pus un strat gros de 5 cm de iarbă proaspăt cosită cu rolul de a mulci pământul. Acesta este rezultatul. Voi reveni peste câteva zile să vedeți cum s-a transformat din iarbă verde în fund uscat și cum se menține temperatura sub iarbă. Pământul este astfel protejat de arșița verii. Urmează o perioadă paniculare și astfel nu voi mai fi nevoit să ud. Așa arată rândul meu cu cele 100 de fire de roșii, de tomate. Alături, iarba pusă zilele trecute, printre vinete și ardei, s-a uscat, s-a transformat în fân. Așa se va întâmpla și în această parte la roșii. Ora 8 dimineața. Luăm temperatura solului. Deci încă n-a apucat să bată foarte tare soarele în el. -35 de grade. Acum voi ridica iarba de mulcire să vedem ce temperatură are solul sub iarba de mulcire de la roșii. -22 de grade. O temperatură diferență de 13 grade. Încă o dată. 21,2. Și porțiunea expusă la soare
32,6 grade. Deci diferențele sunt notabile. De la 22 la 36 de grade este o diferență foarte mare. Asta înseamnă că iarba își face rostul pentru care a fost pusă. Iarba pe care am pus-o în urmă cu 2 zile, între roșii, a început să se ofilească, dar de dedesubt se formează condens și păstrează umiditate. Arată foarte bine. Deci mulcirea cu iarbă are efect. iunie, astăzi fac cărnitul la roșii. Adică voi tăia creșterile lacome, lăstarii lacomi și frunzele care ajung la pământ. După cum se observă, există o creștere abundentă la roșii și astfel că voi fi nevoit să le curăț pentru ca rodul rămas să primească toată energia plantei. Acum ele arată ca o tufă, dar după cârnire, după copilire mai exact, rămân mult mai aerisite. Și astfel energia plantei se va duce spre formarea fructelor. Am terminat de copilit roșiile. Acum arată mult mai bine, sunt mult mai aerisite. iulie, producția de ruși. Roșiile au rodit din belșug. Mulcirea cu iarbă funcționează și le ajută foarte bine. Fiecare lujer de roșie are la această dată fructe în greutate de cel puțin 2 kg. Fructe care vor crește în continuare. Estimez că producția pe fir va fi în jur de 5 kg pe plantă. Deci o producție foarte bună. iulie, astăzi am copilit pentru ultima dată roșiile. Am făcut o tăiere puternică de eliminare
a tuturor năstarilor și a frunzelor care creșteau din abundență, pentru a favoriza coacelea rodului. Și uitați rezultatele. Sunt plante care au produs fructe în greutate de cel puțin 4-5 kg. Aceasta de aici bate recordul. Cred că greutatea lor depășește 5 kg, spre 6. Sunt fructe mari, a și plouat în ultima perioadă și s-au făcut frumos. Și uitați și stratul de mulci, care a asigurat păstrarea umidității și a împiedicat creșterea explozivă a buruienilor. Deci mulcirea cu iarbă are efect. Cu siguranță că peste o săptămână voi începe să culeg. Salut! Suntem în data de 13 iulie. Încep să se coacă primele roșii. Dar, din păcate, sunt și mâncate de către păsări. Dar totuși, haide să cântărim una, să vedem ce greutate are. 263 de grame. Trei sute unsprezece. 285. 240. 260. Deci o medie de 270-280 de grame pe roșie. O recoltă foarte bună. Și sunt și foarte gustoase.
Bună dimineața, este ora 4:30, suntem în data de 17 iulie, este foarte cald afară, nu a mai plouat de 2 săptămâni, se usucă cam tot ce este până în regădină, așa că o să ies acum de dimineață la prima oră să ud grădina de legume și pomii. Ploaia ar fi binevenită, dar din păcate nu sunt semne să plouă în următoarele 10 zile. Așa că, laudat! Este ora 5, începe să se lumineze, dar în grădină am reușit să ud. Roșiile arată bine, ardeii la fel. Când se va lumina complet, am să vă arăt cum arată recolta. Ora 6:20, răsare soarele de peste deal.
Am cules un lighean cu roșii din grădina, dar așa cum se vede, multe din ele, cele mai coapte și cele mai frumoase, sunt mâncate de păsări. Păsările din lipsă de apă vin și mănâncă roșiile. În special coțofenele. Le consumă pulpa care este plină de zeamă. Un efect al lipsei de apă este această înnegreală care apare la baza roșilor. Suferă de apă și astfel se strică. Dar după ce se îndepărtează capacul respectiv, roșia poate fi consumată fără probleme. Sunt roșii mari, în greutate de 300 de grame, care sunt sparte de către păsări. Dar, ce să spunem, și ele trebuie să mănânce. Așa că le voi tolera în continuare și voi culege ceea ce rămâne nespart de către acestea. Uitați. Dar, în esență, sunt mulțumit. Așa se întâmplă când în roșii vin păsările și le distrug pe cele mai coapte și mai frumoase. Din roșiile culese astăzi am selectat câteva de la care voi reține sâmburii pentru la anul. Vedem, aceasta are 612 grame. Patruste douăzeci. Sunt roșii frumoase pe care le voi spăla. Am să le toc și le voi pune la borcan să le prepar pentru iarnă. Din cauza atacului păsărilor care au ciugulit roșiile, o parte din ele am fost nevoit să le arunc. Atât partea de la cotor care a fost insuficient dezvoltată și coaptă, cât și părțile efectiv lovite, mâncate. Astfel, din 6 kg 300 am rămas cu 3 kg 300. Deci 50% pierdere. Pulpa bună, am tocat-o. Urmând să o sărez. Deci dacă mai avem 3 kg, pun 3 linguri rase, 2 chiar, 2 linguri de sare. Las 10 minute să-și lase zeamă, după care le voi pune în borcane. Al doilea lot,
3,7 kg. Vedem cât rămân. Și din a doua tranșă de roșii, pierderea este de 50%. Din 3,6 kg, arunc 1,8 kg. Pierdere foarte mare, 50%. Resturile de roșii le voi pune în grămada de compostare. Am pus roșiile tocate în borcane de 800 de grame și acum le-am pus la fiert. Le las să fiarbă la foc mic, timp de o oră din momentul în care apa dă în clocot. Capacele sunt puse doar deasupra, nu sunt strânse. Le voi strânge la final. Ora 10:10, apa a început să clocotească. Din acest moment, borcanele vor fi lăsate la fiert timp de o oră. Ora 11:20, a trecut o oră. Le mai las să treacă ultimele flăcări, să se domolească focul, după care voi strânge borcanele și le voi duce în cameră. Am luat borcanele de pe foc, le-am strâns bine capacele, le-am întors o dată de două ori, am verificat, nu răsuflă, nu trage aer. Acum le voi acoperi cu o cârpă, cu un prosop și le voi duce în cămară. Acolo vor rămâne până se vor răci. Am adus lădița în cameră. Borcanele sunt acoperite cu un prosop și se vor răci treptat. Vor rămâne aici definitiv. Sau până le voi muta în alt loc.